să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației Special, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, contactii mei, vine vremea, iată, să analizăm cu atenție și îngrijorare dacă nu cumva e nimerit să schimbăm formulele de adresare dintre noi. De pildă, curând nu va mai fi cazul să vă numesc contacți. Ne pregătim să schimbăm statutul epidemiologic, fraților, da? Va trebui să vă numesc vaccinații mei, a? Cum vă sună? Sau preferați înțepații mei? Antivacciniștii, ușor, ușor, nu vă îngrijorați. Imunizarea pentru COVID-19 va fi voluntară, nu obligatorie. Scrie chiar în strategia națională de vaccinare, adoptată recent de guvern și aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Și chiar dacă n-ar fi scris, e până la urmă alegerea fiecăruia dacă vrea să apeleze la un remediu medical nou. Fiecare persoană trebuie să poate să decidă în privința propriei persoane. În viață, totuși, alegerile e bine să fie din categoria deciziilor informate, adică a lucrurilor despre care avem habar și asupra cărora ne hotărâm în cunoștință de cauză. Așa că vreau ca în seara aceasta, la Starea Nației Special, să avem un dialog onest despre ce este și cum se va face vaccinarea anti-COVID-19. Vreau să vă arăt și ce înseamnă realizarea unui vaccin și ce face statul român, dar și de ce slaba informare poate naște monștri. Toate astea sunt abatoare ale poporului român, pentru că acolo se va face vaccinarea forțată. Nu râdeți, nu râdeți că doamna este de acum în Parlamentul României. Da, am scăpat de Ponta, de Tăricianu, de Băsescu, dar iată, ne-am ales cu șoșoacă. Vaccinul e un subiect delicat, greu de dus în țara noastră, fără ca participanții la discuție să se despartă repede în bisericuțe și să blesteme către bisericuța celorlalți. Când vine vorba de vaccinuri, trăim o conspiratită cronică. Suntem tratate ambulante de părerologie. Jumătatea de informație este argumentul nostru. Vederile ni se construiesc din lecturi intense de pe site-uri de renume mondial precum ortodoxinfo.ro. Ce să mai, suntem o ferie a dezbaterii avizate. Fac aici o precizare importantă. Nu vreau să conving pe nimeni în cadrul acestei emisiuni să se vaccineze. Este alegerea voastră ce faceți și cum faceți. Dar vreau să avem informațiile factuale pe masă și să auzim ce spun oameni care cunosc subiectul vaccinării anticovid și domeniul vaccinurilor în general. Jurnalista Diana Oncioiu de la publicația De la Zero.ro a vorbit cu Emilian Popovici, Marius Geantă și Iulian Cozianu. O să-i tot ascultăm în cadrul acestei ediții a emisiunii. Cum funcționează, practic, acest vaccin împotriva COVID? Vaccinul acesta pentru COVID-19 are același principiu de acțiune ca orice vaccin, respectiv te introduci în organism un antigen la care organismul răspunde prin producerea de anticorpi specifici. Aici putem să discutăm variantele de vaccin existente la ora actuală. Dacă mâine vine vaccinul, vă vaccinați? Și dacă da, de ce? Dacă nu, din nou, de ce? Răspunsul este da. Dacă mâine vine vaccinul și eu fac parte din grupa prioritară, unde lucrăm cu pacienții, nu fac parte. Răspunsul este da, în baza datelor pe care le avem până acum din aprobarea în Marea Britanie, și așteptarea noastră este ca ceea ce va scrie în aprobarea, în prospect, după aprobarea de către Agenția Europeană a Medicamentului, să asemene foarte mult cu ceea ce este în Marea Britanie. Datele pe care le-am văzut acolo sunt convingătoare din punct de vedere al siguranței, în primul rând, și al eficacității.
Ce informații simțiți sau simt medicii că le lipsesc pentru a spune da, vrem să ne vaccinăm și care sunt temerile lor? Informații, în primul rând, legate de omologarea unui vaccin. La momentul când s-a cerut, numărarea personalului, cadrelor care doresc să vaccineze, vorbeam de vaccinarea cu un produs care nu era omologat. Am fi vrut să știm reacțiile adverse. Avem deja luni bune de pandemie în palmares. Am cunoscut fiecare persoană infectată, am aflat de internări sfârșite la terapie intensivă, ni s-au îmbolnăvit bunici, părinți, prieteni sau cunoscuți. Aproape fiecare dintre noi a pierdut pe cineva drag. Din primăvară încoace, lumea parcă ne-a încremenit. Am avut 2 luni de carantină națională, apoi alte și alte luni de stare de alertă, cu tot mai multe infectări și tot mai multă presiune pusă pe sistemul medical din România. Unul vă reamintesc oricum aflat în prag de colaps și în vremuri normale. Ne-am dus pandemia așa, românește, cu declarații, măsuri și intervenții guvernamentale contradictorii, neînțelegând exact încotro ne îndreptăm în materie de combatere a efectelor noului coronavirus. Am făcut și noi ce am văzut la alții, doar că fără infrastructura lor medicală, fără autoritățile lor de sănătate publică și fără cultura lor comunitară. Sunt goale și știți că sunt oameni care au nevoie de terapie intensivă și nu pot ajunge într-un pat. Sincer, mi-e ciudă, lăsând la o parte că mi-e ciudă, dar senzația de neputință în momentul în care un pacient te depășește și nu mai ai ce să-i faci pe secție, trebuie să-l duci spre un ATI, este foarte greu. Știm de la Titu Maiorescu încoace, suntem o formă fără fond și rezultatele, se văd. Nu atât în felul în care gestionează sistemul nostru medical situația îmbolnăvirilor. Felul acesta îl știam, căci nu ne e memoria atât de scurtă încât să fi uitat de colectiv. Dar se văd mai ales aceste rezultate în suspiciunea enormă care însoțește în România aproape orice măsură publică legată de rezolvarea problemei COVID-19. Pentru că vrem să o rezolvăm, nu? Ăsta-i scopul, parcă. Dacă nu cumva l-am pierdut cu totul din vedere, prea ocupat să ne batem cu PSD, prea pornit să facem din noapte zi și din alb negru. Principalul vinovat pentru că România nu s-a dezvoltat în ultimii ani este PSD-ul. Sper că e clar pentru orice minte normală că noi românii, cu statul și instituțiile pe care le avem în momentul de față, nu putem gestiona pandemia de coronavirus decât mergând din carantină în carantină. Nu știm să facem anchete epidemiologice suficient de performante încât să depistăm și să întrerupem lanțurile de infectare comunitară. Nu reușim să limităm nici măcar focarele de COVID-19 din centrele de asistență socială, deși teoretic, conform legii, în acele locuri se testează lunar. Apoi, odată îmbolnăvită o persoană, nu știm să o asistăm nici în spital, nici în afara lui. Direcțiile de sănătate publică sunt un dezastru administrativ. Spitalele noastre sunt locuri în care mai degrabă nu vrei să ajungi, iar dacă ai făcut-o, te rogi la cel de sus să nu iei vreo infecție chiar mai nasoală decât cea cu COVID. Nu puteai să stai pe patul respectiv, salteaua era îngrozitoare. Pernele erau maro închis, nu că asta era culoarea lor. Deci nu existau condiții minime de igienă, de niciun fel. Sigur că gestiunea asta sanitară publică va trebui reparată în țara asta odată și odată, dar fraților, nici dacă am vrea n-am putea să o facem acum doar pognind din degete. Problemele noastre sistemice sunt mult mai vechi decât pandemia de coronavirus și cel mai probabil îi vor supraviețui. Nu ne apucăm noi să ne batem acum parte în parte cu virusul. Astea sunt talente de mardeiași de cartier care se visează în ring cu Muhammad Ali. Așa că nu ne rămâne decât să punem o barieră între noi și COVID, care să nu ne mai aducă în scenariul nesfârșit de infectări necontrolate urmate de carantină. Noul coronavirus nu se sinchisește prea tare de granițe, așa că închiderea lor nu ne-ar ajuta.
Dar COVID-19 are totuși o limită naturală pe care nu mai poate trece. Un organism care îl recunoaște și care dezvoltă anticorpi împotriva lui. Așadar, dragii mei, genetica este răspunsul. Wow! Cine ar fi crezut, nu? Și asta face un vaccin. Învață organismul uman să detecteze un inamic viral și să nu-l lase să se înmulțească. Sunt luni de zile de când n-am mai zâmbit și n-am mai râs. Vaccinul e practic soluția noastră cea mai simplă la rezolvarea, fie și parțială, fie și în etape, a problemelor provocate de epidemia de coronavirus. Adevărul e că noi, mai ales noi românii, n-avem altă cale mai bună de imunizare controlată, în masă. Alternativa e infectarea naturală a populației cu procentul aferent de cazuistică gravă și cu decesele asociate. Cine vrea să facă așa ceva? Am realizat noi la Starea Nației Special o ediție recentă în care ne-am uitat la evoluția pandemiei din această perspectivă pur naturală. Proiecții statistice prezentate atunci arătau că ne îndreptăm accelerat spre depășirea tuturor capacităților sistemului medical. Fără carantină, rămânem foarte repede și fără paturi la terapie intensivă și fără găzduire spitalicească în general. E suficient să constatăm această stare de fapt ca să tragem repede concluzia că vaccinarea este singura alternativă. De ce a apărut ideea acum? Medicină bazată pe dovezi, nu e chiar de acum. Am umerii rotunzi de obosel, dragii mei. Adică sunt suficient de bătrân și am văzut destule în viață ca să știu că psihologia omului este un hol cu multe cotloane. Înțeleg de ce există atâta fascinație și atâta groază în jurul ideii că un material genetic străin îți este introdus în organism cu scopul de a determina un efect precis care nu poate fi totuși controlat până la capăt. Știința este mereu și o problemă de etică, nu doar de tehnică. Cu atât mai mult știința medicală trebuie să convingă cu privire la metodele, practicile și instrumentele sale. Mai ales că oamenii, cei mai mulți, refuză să mai pună mâna pe o carte, refuză să mai caute, să se mai educe imediat după ce termină școala, care o fie. Haideți să vedem, deci, cum se face vaccinul anticovid, care este tehnica realizării sale. Apoi să înțelegem ce presupune în general autorizarea unui vaccin, care sunt garanțiile sale de securitate. Să facem înainte de toate prezentările. Poate vă întrebați cine dezvoltă acum vaccinuri anticovid pe pământ. Cercetarea și găsirea unor astfel de tratamente este o chestiune de urgență medicală, dar și una de geopolitică. Organizația Mondială a Sănătății ține un inventar al vaccinurilor împotriva noului coronavirus aflate în diferite etape de cercetare și testare. În ultimul registru publicat, OMS listează 214 astfel de proiecte. 163 sunt în evaluare preclinică, mai exact la etapa de eprubetă. 51 însă sunt în evaluare clinică, adică trec prin 3 faze de testare pe subiecți umani. Vaccinurile sunt administrate unor eșantioane selectate după anumite criterii, iar toate efectele lor sunt monitorizate și interpretate statistic. Eficiența și stabilitatea vaccinurilor sunt esențiale pentru ca acestea să intre în procesul de autorizare medicală. Indeed, our lives will only go back to normal when we have an effective and safe vaccine against this virus. La nivelul Uniunii Europene, procedura birocratică este bifată de Agenția Europeană a Medicamentului în 2 etape. Un prim pas este așa numitul proces de evaluare continuă. În această etapă, agenția evaluează date din studiile de laborator întocmite de cercetătorii care au dezvoltat vaccinul. De asemenea, evaluează separat datele de siguranță și imunogenitate, adică cât de bine declanșează vaccinul un răspuns împotriva virusului. Dacă evaluarea este finalizată cu succes, Agenția Europeană a Medicamentului trece vaccinul printr-o a doua procedură de autorizare condiționată. În cadrul acesteia, date ulterioare despre calitatea, siguranța și eficiența vaccinului sunt analizate. Excelent, chief.
În fine, un comitet științific supervizează tot acest proces și comunică un rezultat, care poate fi de punere pe piață sau de retrimitere în laborator. Este o rază de lumină pe care o subliniez în mod expres astăzi și îmi dă convingerea că vom reuși. Ce să zic, și cu alegerile erați convins? Să vedem cine vă mai crede, domnule președinte. Trebuie să scoateți în față oameni mult mai credibili decât dumneavoastră dacă vreți ca populația să se vaccineze. Părerea mea. Bun, revin. Toate vaccinurile aprobate pe piața europeană vor respecta aceste standarde, iar România cumpără de pe această piață printr-un mecanism comunitar care implică toate statele UE. În urma unor acorduri perfectate de Comisia Europeană, țările continentului cumpără peste 1 miliard de doze de vaccinuri anti-COVID. Există deja 6 precontracte semnate în acest sens de Bruxelles. Cele mai bine plasate candidate în cursa pentru furnizarea leacului global la boala provocată de noul coronavirus sunt 3 companii: AstraZeneca, BioNTech și Moderna. Vaccinurile lor s-au dovedit deja eficiente în testele clinice în procente de 70%, 90% și chiar 95%. Tot ce v-am spus până acum, dragii mei, ține doar de partea strict administrativă a producerii, autorizării și achiziționării de vaccinuri anti-COVID. Într-un fel, asta e partea ușor de înțeles. Povestea se ramifică însă dacă ne apucă ambiția să înțelegem cu mințile noastre de nespecialiști și felul în care sunt dezvoltate efectiv vaccinurile și care sunt metodele prin care ele sunt construite genetic. Și uite că, așa cum zicea ăla, de-ai dreacu și de-ai ambițioși, vom face și asta la Starea Nației special. Contacții mei, în mare, găsirea unui vaccin împotriva noului coronavirus e o întreprindere care poate fi abordată prin mai multe metode. Cea mai importantă alegere la începutul procesului e cea referitoare la forma în care materialul genetic viral va fi introdus în organismul uman. Și există mai multe căi. Cea clasică e realizată prin folosirea unui virus inactivat sau mult slăbit care să provoace dezvoltarea unor anticorpi. Genetica modernă este însă de ceva vreme o adevărată producție SF, așa că metoda clasică e desuetă și nici măcar cea mai promițătoare în ceea ce privește vaccinarea anti-COVID. Vom termina pandemia, pur și simplu. O altă metodă de a produce un vaccin este prin folosirea unor vectori virali, adică a unor alți virus inofensivi folosiți ca vehicule pentru materialul genetic al virusului care se dorește combătut prin vaccinare. Această metodă e însă ineficientă dacă organismul inoculat a dezvoltat imunitate la virusul vehicul. Ei bine, cea mai promițătoare metodă în ceea ce privește realizarea unui vaccin anticovid sigur și eficient este așa numita tehnologie ARN mesager. Haideți că mai țineți minte de la biologie, nu? Nu? Fraților, nici eu. Da, învățăm acum, dacă am chiulit de la școală. Deci, țineți minte asta, acid ribonucleic mesager, adică o moleculă care conține informația genetică. De aceste tipuri de vaccinuri ni se leagă în momentul de față cele mai mari speranțe, așa că am vrut să aflăm mai multe despre ele, despre felul în care sunt dezvoltate și despre garanțiile de securitate care le însoțesc. Diana Oncioiu a invitat la dialog 2 specialiști. Spuneați că sunt mai multe tipuri de vaccin în acest moment. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria vaccinării să existe atâtea vaccinuri elaborate, sigur în diverse faze de testare, iar altele finalizate. Și asta este un lucru pozitiv, în special în lipsa tratamentului specific pe care încă nu l-avem. Ca și tipuri de vaccin, avem 2 care ne interesează în mod deosebit, pentru că la acestea se pare că vom avea acces în curând. Respectiv este vaccinul, să zicem, modelul de vaccin Pfizer, care utilizează ARN-ul mesager.
Și al doilea tip de vaccin, cel produs de AstraZeneca în colaborare cu Centrul de Cercetare de la Oxford, care utilizează un adenovirus, sigur că sub o anumită formă modificat, în sensul că acel adenovirus nu poate să genereze boală, nu poate să genereze boală persoanei vaccinate, dar generează răspuns destul de bun, chiar bun, de anticorpi. Dacă ar fi să le răspundeți acestui grup de oameni care așteaptă să înțeleagă ce este ARN mesager, cum le-ați explica acest lucru? Să spunem că noi discutăm acum despre o nouă eră, de fapt, în vaccinare, care a fost deschisă odată cu aprobarea în Marea Britanie, așteptăm și în Statele Unite în această săptămână, a primului vaccin bazat pe tehnologia ARN-ului mesager. Două mențiuni legate de această tehnologie. Este studiată de aproximativ 40 de ani. Nu e ceva ce a apărut în urmă cu un an odată cu virusul. Era aici. Care e diferența între această tehnologie și ceea ce noi știam până acum despre vaccinuri? În momentul în care un microorganism, un virus, pătrunde în organismul nostru, sistemul nostru imun se activează, îl recunoaște și începe să lupte cu el. Pornind de la acest principiu care, cum să spun, guvernează viața noastră de zi cu zi, noi ducem această luptă zi. Vaccinurile au fost imaginate pornind de la, un virus vin, un virus atenuat, un fragment de virus, și așa mai departe. În cazul ARN-ului, în cazul vaccinurilor bazate pe ARN mesager, noi vorbim despre informația genetică a unei mici părți dintr-un virus. Deci nu avem de-a face cu un virus nici vorbă viu, nici vorbă inactivat, avem de-a face cu informație genetică. Această informație genetică este introdusă prin acest ARN mesager în celulele din locul în care se injectează vaccinul. Și acolo această informație duce la sinteza unor proteine, acei țepi pe care noi îi vedem pe suprafața virusului. Acei țepi încep să fie recunoscuți de sistemul nostru imun, care începe să dezvolte anticorpi și ceea ce numim imunitate celulară. Da, deci vorbim despre o tehnologie destul de avansat. Problema sau provocarea din punct de vedere științific nu era sinteza ARN-ului mesager. Problema era cum transportăm acest ARN mesager, care este extrem de sensibil. Soluția a fost identificată. ARN-ul este, dacă vreți, împachetat, înconjurat într-o bulă de lipide, de grăsime. Această bulă este și cea care ajută la pătrunderea în celulă a ARN-ului mesager. Ajunge în celulă, dar nu ajunge în nucleu. În nucleul celulelor noastre se află informația noastră genetică. De ce e atât de important? Neajungând în nucleu, probabilitatea de a interfera cu ADN-ul nostru și, de exemplu, de a crește riscul de cancer, este practic nulă. România va primi peste 10 milioane de doze de vaccin anticovid prin schema comunitară despre care v-am spus mai devreme. Am și plătit în noiembrie un avans de 12 milioane de euro. Ne-a anunțat chiar ministrul finanțelor, Florin Câțu. Să nu jubilăm totuși, fraților, întrucât statul român abia dacă bifează startul efortului național de vaccinare prin simpla cumpărare a fiolelor minune. Din cele peste 10 milioane de doze pe care le va primi în etape, în România vor ajunge într-o primă fază 1,3 milioane de doze. Să vezi păși, tati, să vezi mafie, să vezi piață neagră. La noi, campania de vaccinare va fi o campanie de succes. E, aici încep problemele. Ce vom face noi efectiv cu dozele? Răspunsul teoretic e de găsit în recent aprobata strategie de vaccinare împotriva COVID-19. Guvernanții scriu acolo că vaccinarea este voluntară, vă reamintesc, și gratuită. Se bazează pe echitate în alocarea dozelor și are ca principiu fondator consimțământul informat. Siguranța vaccinurilor va fi strict monitorizată, mai notează documentul. E, sigur, 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 sigur. Ba chiar se va crea un cadru juridic pentru compensarea oricăror posibile efecte adverse ale vaccinării.
Vor exista mai multe etape în organizarea vaccinării efective, mai exact 3, în funcție de prioritatea grupurilor desemnate. Astfel, în prima etapă vor fi vaccinați lucrătorii din domeniul sănătății și din centrele medico-sociale. În etapa a doua este prevăzută populația aflată în risc, cum ar fi bătrânii de peste 65 de ani, dar și personalul din domenii considerate esențiale. În fine, în etapa a treia va fi vaccinată populația generală. Adică mai e mult până departe, fraților, așa că fiți în continuare foarte atenți și respectați măsurile de siguranță. Ideea de bază care stă la baza acestei activități de vaccinare este de a asigura un flux cât se poate de mare de persoane la centrele de vaccinare. Campania noastră națională de vaccinare are și un coordonator în persoana locotenent colonelului Valeriu Gheorghiță, să trăiți, medic militar. Armata va fi de altfel serios implicată în operaționalizarea lanțului de distribuție a vaccinurilor, întrucât fiolele necesită condiții speciale de transport și depozitare. Asta e, fraților, statul român civil pur și simplu n-are capacitatea de a susține un astfel de efort logistic, așa că, na, ce să facem, scoatem armata. Nu mă înțelegeți greșit, n-am ceva împotriva desemnării omului, probabil e un profesionist, dar parcă, nu știu, prea avem la toate momentele de cotitură înclinația asta problematică să punem un militar la conducere. Ni s-a mai întâmplat de câteva ori în pandemie când la conducerile direcțiilor de sănătate sau ale spitalelor au fost instalate cadre militare să facă ordine. Acum iată, prim-ministru a dus tot de la apărare. Nu știu, poate învățăm totuși și cu administrația civilă, ci că așa e prin democrație, da? După cum știm, încrederea se câștigă și nu se impune. Umblă vorba că vom avea între 850 și 900 de centre de vaccinare în toată țara, plus caravane mobile. Iar ținta e ca în 6 luni, 13 milioane de români să fie deja vaccinați. Da, sună atât de frumos, nu? Dar dați-mi voie să mă cam îndoiesc. Nu, haideți să facem așa. Dacă vaccinează ăștia 13 milioane de oameni în 6 luni, eu nu mai ies niciodată în viața mea să spun ceva public. Și mă bazez pe rapoartele naționale despre vaccinarea antigripală ale Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din România. În cel mai recent, citesc așa: în ultimul sezon gripal s-au distribuit 1,5 milioane de doze de vaccinuri, fiind vaccinate mai puțin de un sfert din persoanele aflate în risc. Doar un bătrân din 4 a primit vaccin antigripal. Ținta europeană știți care este? 3 din 4. Deci despre ce vorbim? 13 milioane? Nu vă e, mă, puțin rușine? Taci din gură că mi se suie sângele la cap! Da, hai, poate e vreo greșeală, nu? Ia să ne uităm și la raportul de acum 2 ani. În 2018-2019 au fost distribuite 1,3 milioane de doze de vaccin, fiind vaccinat doar un bătrân din 5. Ținta europeană? Și atunci la fel, 75%. Deci cam acesta e nivelul nostru și dacă el arată așa, cum ar putea statul român să fie altfel, mai performant cu vaccinarea anti-Covid? Dă! Poate n-a ajuns la voi subiectul pentru că puține publicații l-au prezentat, dar prin noiembrie circulau prin ministerele patriei liste de inventariere a personalului care vrea să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Nu mă întrebați pe mine de ce au fost trimise? Nu! Nu te mai întrebăm nimic pe matale. Bine că te-ai simțit că erai în plus și ai demisionat, Orbane. E, listele astea aveau un capitol special dedicat personalului considerat esențial, dar altfel solicitau și date cu privire la angajații obișnuiți. Întâmplarea a trezit suspiciunea că unii ar putea fi vaccinați preferențial doar pe bază de carte de muncă la cine știe ce minister al patriei. Doar am mai văzut noi în Bulzel de-astea în martie, dacă vă amintiți, când parlamentarii se înghesuiau la testare COVID după ce un senator liberal fusese depistat pozitiv. Să arătăm foarte clar cum trebuie procedat în astfel de situații. Asta e lumea în care noi ne purtăm dezbaterile publice. Și asta e lumea chemată să afle și să înțeleagă ce face și cum face un vaccin anti-COVID.
Neîncrederea în știință e oricum veche pe meleagurile noastre, dar acum neînțelegerea e și mai mare, pentru că ea completează o serie de alte și alte neînțelegeri. Când nu crezi că există COVID, atunci însăși vaccinarea ți se pare un truc. Când consideri inutile masca și distanțarea fizică, atunci o doză de vaccin poate fi doar un mijloc de control prin manipulare genetică. Și cu cât neîncrederea e mai mare, cu atât teoria conspirației e mai simplă și mai plină de sens. Pentru că asta face mintea noastră emoțională, oameni buni, cimpanzeul din noi. Ne liniștește cu răspunsuri simple, facile, astfel încât să nu ne punem mintea cu adevărat la treabă. Și dacă mor eu și dacă muriți voi, alții vin după noi și alții vor învinge! Nu-s deloc puțini românii care au căzut sau cad în această capcană. Dezinformarea nu se combate cu vaccin, contacții mei, dar se poate combate cu informare, cu o justă selecție a surselor și o prezentare onestă a faptelor. Informații adevărate a căutat și jurnalista Diana Oncioiu în dialogurile online pe care le-a purtat pentru documentarea acestei emisiuni. Scepticii cumva introduc mereu în discuție rapiditatea cu care s-a produs acest vaccin. Eficiența nu e cazul să o discutăm pentru că este excepțională. Deci la vaccinul cu RNA mesager eficiența este de 95%. Sunt rare situațiile în care putem întâlni vaccinul cu asemenea eficiență. Este o urgență la nivel mondial cum nu s-a mai întâlnit până acum nici în istoria vaccinării și nici în istoria medicinei. Această urgență declarată la nivel mondial a fost însoțită de o mobilitate iarăși unică. Nu a existat o asemenea mobilizare, o asemenea mobilizare la nivel mondial, atât din partea firmelor private, a institutelor de cercetare private, cât și din partea organismelor și organizațiilor naționale și internaționale. A existat și există o colaborare cum iarăși nu s-a mai întâlnit. De asemenea, a existat și există o finanțare fără precedent, în condiții de normalitate și nu de pandemie. Erau o serie de negocieri legate de prețuri, legate de finanțări, cu tot felul de organisme, iarăși așa, financiare. Erau iarăși niște etape birocratice care erau extrem de costisitoare în ceea ce privește timpul și care acum fie au fost suspendate, mă refer la birocrație, fie au fost extrem de mult scurtate. Deci ne referim la birocrație și nu ne referim la testele de siguranță sau de eficacitate care s-au desfășurat în deplinătatea normelor științifice. Ați menționat siguranță și eficacitate și cumva gândul m-a dus către miturile care circulă în spațiu public și unul dintre ele este exact acesta, că vaccinul nu este sigur. Vaccinul este sigur, conform datelor pe care le-am regăsit. În singurul prospect pe care îl avem astăzi, luni când vorbim, la dispoziție, și anume cel eliberat de Autoritatea de Reglementare din Marea Britanie. Profilul de reacții adverse este foarte bun pentru vaccin. Adică vorbim despre reacții adverse ușoare, de tipul înțepăturii, de tipul, apariției roșeței la locul injectării, tumefiere, eventual febră, care ar putea să persiste câteva ore. Aș vrea să mai adresăm un mit. Nu vreau să fiu un cobai. Nimeni nu este cobai. Și nimeni nu este cobai nici în studiile clinice. În momentul în care va începe vaccinarea cadrelor medicale, conform listei de priorități, noi vom fi în punctul în care vom discuta despre un vaccin aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Asta e ceea ce ne interesează pe noi în România. Deci statutul acestui produs este de medicament aprobat pentru utilizarea de urgență, este adevărat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că a parcurs un proces riguros de dezvoltare. Păi se putea să nu finalizăm noi alegerile parlamentare din 2020 cu trimiterea în legislativul țării a unui partid anti-mască, anti-covid, anti-vaccin, anti... ce mai vreți voi? Nu se putea. Ar fi fost o blasfemie. Așa că iată-i pe cei pe care nu-i așteptam neapărat, dar care sunt totuși aici și vor face legi
pentru noi toți. Alianța pentru Unirea Românilor. Aur, vă zic! Se plănuiește o vaccinare și odată cu vaccinarea se introducă un chip sub piele. Ce miez mai bun de pandemie decât ca sute de mii de români să voteze un partid cu un astfel de discurs despre sănătatea publică? De ce respingem vaccinarea? E o poveste cu bătaie lungă care coboară în timp în urmă cu mai bine de un deceniu. E, în acest timp, multiple straturi de informații parțiale sau cu totul eronate s-au așezat peste vederile, credințele și opiniile comunităților noastre. Iar rezultatul final e că în plină pandemie doar un român din trei vrea sigur să se vaccineze în momentul în care vaccinul anticovid va exista pe piață. Un român din patru nici nu vrea să audă de așa ceva. Iată de unde venim. România nu stă foarte bine la capitolul vaccinare. Noi suntem acum într-un punct în care, sigur, în credere, să spunem, în vaccinare, e la un nivel scăzut. Iar acest nivel este direct corelat cu experiența anterioară, din anii 2008 și 2009, legată de vaccinarea anti-HPV. Sunt două consecințe majore legate de acel eșec. O primă consecință este că, la acel moment, cred că e bine să spunem acest lucru, România, dar și alte țări, porneau de pe aceeași poziție în lupta împotriva cancerului de col uterin. Acum, de exemplu, Australia și Marea Britanie își propun eliminarea, eradicarea cancerului de col uterin, iar noi discutăm despre cum să repornim acea campanie. Tot acest scandal a generat o scădere a dorinței de a se vaccina în general. Unde suntem acum? M-am uitat și eu pe mai multe sondaje. Pare că avem undeva între 20 și 30% din populație care s-ar vaccina, orice s-ar întâmpla. Avem aproximativ aceeași proporție din populație care spune că nu se va vaccina și avem un grup mai mare puțin de oameni care sunt nu neapărat indeciși. Sunt oameni care așteaptă niște lucruri. În primul rând, așteaptă să înțeleagă știința, așteaptă să înțeleagă ce este RNA mesager, așteaptă să înțeleagă ce este cu acest vaccin, de fapt, cu aceste vaccină, așteaptă să înțeleagă cum a fost posibil să se dezvolte atât de repede. Și pe de altă parte, așteaptă să vadă experiența celor care se vor vaccina înainte. Dragii mei, să știți că facem această emisiune pentru că ne place, dar și pentru că, poate cu naivitate, credem în puterea jurnalismului de a face puțină lumină acolo unde nu e deloc. Subiectul vaccinurilor e unul dintre cele mai manipulate din spațiul public românesc. Însă asta nu înseamnă că e pur și simplu vina cetățenilor, pentru că se lasă păcăliți. O campanie de vaccinare publică n-are nevoie doar de bani, de doze și de logistică. Are nevoie și de etică, adică de buna și dreapta informare a viitorilor vaccinați spre obținerea consimțământului avizat al acestora. Angajamentul e luat chiar de guvernare în strategia noastră națională de vaccinare. Dar cei pe hârtie nu-i și în realitate. Iar asta e o lecție românească pe care o aflăm de fiecare dată când confruntăm bibliorafturile cu faptele. Avem datoria să derulăm o activitate de comunicare și de informare cât se poate de transparentă și de onestă. Nici nu promisese bine Palatul Victoria că informează din plin despre vaccinarea anticovid, că mai multe inventariere efectuate prin spitalele țării au ilustrat refuzul masiv al cadrelor medicale de a fi vaccinate. Atenție, vorbim despre persoane vizate chiar în prima etapă de vaccinare, considerate deci esențiale pentru combaterea efectelor epidemiei. De ce n-ar vrea lucrătorii din sectorul medical să se vaccineze? Din același motiv pentru care ar refuza oricine, pentru că nu li s-au dat niciun fel de informații despre siguranța și eficiența vaccinului. Mai pe șleau, statul român pur și simplu a încercat să facă un inventar întrebând cadrele medicale dacă s-ar vaccina. Neștiind nici măcar cu ce, cadrele medicale au zis mai degrabă că nu. Voi realizați, fraților, în ce fel de țară trăim? Hei, rup, hei, rup, până la vaccinarea finală. Vorbiți, bă, cu oamenii.
Ah, gata, cortina emisiunii noastre cade și dacă tot trebuie, vreau să cadă cu un astfel de caz. E dintr-un spital din Iași în care din 60 de medici, asistente și infirmiere, doar 5 au zis că vor să se vaccineze. Diana Uncioiu a cercetat speța. Care este situația la Iași cu cadrele medicale în ceea ce privește vaccinarea? Din păcate, rezultatul era previzibil, pentru că o astfel de activitate nu se face de astăzi pe mâine, așa cum s-a întâmplat în Iași și bănuiesc în multe județe din țară. Practic, am fost pus în situația în care undeva la ora 14 s-a primit o circulară, până a doua zi dimineață să se facă catagrafierea întregului personal medical care dorește vaccinarea. Răspunsul a fost într-o proporție covârșitoare împotriva vaccinării, din păcate, după părerea mea, din două motive. Pentru că a existat o comunicare defectuoasă și pentru că cumva angajații s-au simțit pe post de cobai. Când spuneți în proporție covârșitoare împotrivă, cam la ce cifre vă referiți, în procente? Vorbim de peste 50% dintre angajați care au refuzat vaccinarea. Să vă dau un singur exemplu, secția în care eu lucrez, o secție cu peste 60 de angajați, medici, asistenți și infirmiere, deci la o secție atât de mare, au existat doi medici care au fost de acord să se vaccineze, două infirmiere și un singur asistent, respectiv eu, dar asta nu însemnând că am dat un cec în alb, mă voi vaccina în orice condiții, ci mă voi vaccina în condițiile în care voi fi convins că acel vaccin chiar este unul omologat. Credeți că dacă informarea cumva ar fi fost mai bună și n-ar fi existat această presiune a unui răspuns de pe o zi pe alta, răspunsurile medicilor ar fi diferit în cazul Iași? Evident că da. Evident că dacă ar fi existat o comunicare. Mai mult, dacă s-ar fi explicat foarte clar că în acel moment se dorește stabilirea unui necesar de doze pentru vaccinarea personalului, iar acceptul pentru vaccinare se va da la momentul efectuării manevre medicale. Cred că lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Sper că s-ar putea ca după ce colegii au văzut că Marea Britanie începe o campanie de vaccinare în masă zilele următoare, că în Belgia se va începe undeva la începutul lunii ianuarie, s-ar putea într-adevăr ca răspunsul să fie diferit. De ce dumneavoastră ați spus da și că vreți să vă vaccinați în momentul în care va veni acest vaccin și primele categorii vor fi cadrele medicale? Eu cred în capacitatea unor vaccinuri de a stopa și a eradica anumite boli. Avem atâtea exemple. Eu sunt pentru folosirea unui vaccin pentru că, sincer vă spun, m-am cam săturat de ceea ce s-a întâmplat în anul 2020. Consider că a fost un an aproape pierdut din viața fiecărui om. Aceasta a fost emisiunea Starea Nației Special. Ne revedem duminica viitoare. Să avem parte de sănătate, dragii mei, și de mai multă încredere în știință. Mai ales că pentru sănătate știința a făcut progrese uriașe în ultimul secol. Să vă fie bine! Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.